Ilinca, pe cine ai avut ca model în televiziune când ai intrat tu prima oară în lumea asta? Da, o întrebare grea. Mihaela Rădulescu. Ea a fost modelul meu pe tot ce înseamnă show-uri de divertisment la vremea respectivă, pentru că îmi căutam repere, știi? Nu eram, eram și eu un copil, nu eram sigură pe mine, nu știam exact, știam ce mi-ar plăcea să fac, dar nu știam exact cum ar trebui să fac asta. Și atunci era absolut normal să stau să mă uit la cineva, nu neapărat să copiez, cât să mă inspir sau să învăț. Și da, Mihaela a fost unul dintre oamenii pe care i-am urmărit, Andreea Marin de asemenea. Țin minte că la Andreea mă uitam înainte să lucrez eu în televiziune. Cumva Mihaela a venit pe parcurs. Dar cu Andreea Marin, ce vorbim, am crescut. Despre asta e vorba. Îi urmăream emisiunile sâmbătă de sâmbătă și o admiram enorm. Admirație care se păstrează și în ziua de azi. Ba dimpotrivă, ea a crescut din ce în ce mai mult. Cu atât mai mult cu cât suntem și în relații extraordinare. Și este un om... pe care efectiv nu încetează să mă surprindă, deși ai zice că de atâția ani cam ce ar mai putea să spună și să facă. Surprinzător. Mai are multe de spus și de făcut. Este un om minunat, Andreea. I-ai mărturisit vreodată lucrul ăsta Andrei sau Mihaelei? Mihaelei n-am avut ocazia, însă Andrei, pentru că am avut ocazia, da, i-a mărturisit. I-a mărturisit. Că ai avut o recent invitată la tine în podcast. Am și băut o cafea împreună, adică ne-am mai întâlnit de câteva ori, da. I-am mărturisit cu tot sufletul și cu tot dragul și e normal să fie așa. Noi femeile între noi, dacă nu ne susținem, dacă nu ne apreciem, dacă nu ne vedem calitățile una alteia, n-avem cum să evoluăm, adică partea aia de, nu știu, invidie, frustrări sau mai știu eu ce, la mine nu există. Dimpotrivă, vreau să te privesc, vreau să învăț de la tine, vreau să mă inspiri, iar asta face Andreea în fiecare clip a vieții ei. Acum că ai și tu foarte multă experiență în televiziune, ai învățat la rândul tău pe altcineva new entry în lumea asta? N-aș putea spune că am învățat, nici nu... Așa, gen să dai un sfat de la... Da, din punctul ăsta de vedere ar fi câteva persoane. Uite, chiar ieri am luat parte la un eveniment. A venit colega mea, Andreea Străvoiu, de la Canal D. Și după ce am prezentat interviul și am ieșit la socializare afară, fix asta mi-a spus, că mă admiră foarte mult și că mi soarbe așa cuvintele și că îi place cum vorbesc și tonalitatea și calmul și așa, și m-am simțit flatată, sincer. Pe de cealaltă parte, țin minte Cristina Mihaela Dorobanțu când era în Bravo I Still, nu participantă, concurentă, nu, ci când a venit peste 2 ani de zile să lucreze cu noi și era un fel de sfătuit pentru concurente. E, ăla a fost momentul în care am stat mai mult de vorbă cu Cristina și la fel mi-a mărturisit și ea că mă urmărește. Îmi urmărește gesturile, îmi urmărește dicția, statura, postura, absolut tot. Dar... Deci te-ai simțit bine cumva că și tu la rândul tău ai ajutat pe cineva? Stai seama, dar mă simt mândră și mă simt onorată.